Pompierii timișeni continuă să fie alături de gălățeni care trec prin dezastrul provocat de inundații. Încă patru pompieri din cadrul Isu Timiș au plecat către zona înghițită de ape. În urmă cu puțin timp, patru colegi din cadrul detașamentelor 1 și 2 de pompieri Timișoara și detașamentului de pompieri Lugoj au pornit în sprijinul forțelor din județul Galați. Toți cei patru sunt conducători autospeciale, iar doi dintre ei vor încadra buldo pregătiți să intervină în teren pentru gestionare a efectelor inundațiilor. Le dorim în misiune ușoară alături de ceilalți salvator din țară. Acțiunea face parte dintr-o mobilizare rapidă și coordonată la nivel național în scopul oferirii de ajutor umanitar și suport logistic pentru cetățenii din regiunile afectate de inundații, transmit reprezentanții ISU